Cetat mărit să fie Domn. Amin. Cei ce iubesc mântuirea Domnului să zică și în seara aceasta, în locul acesta, din toată inima, de la mic la mare și de la mare la mic, mărit să fie Domn. Amin. Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul lui Ilie, adică este Dumnezeul care răspunde prin foc. Aleluia. Și îmi doresc din toată inima, ca și în seara aceasta, în locul acesta, Domnul să trimită foc din cer peste jertfa noastră. Aleluia. Și să mistuie tot ceea ce se săvârșește după sfântă voia Lui prin Duhul Sfânt. Amin. Spunea și preiubitul frate în cuvântul înălțător de rugăciune, trăim vremurile de pe urmă, vremuri grele și foarte grele, vremuri încurcate și tot mai încurcate, nu doar pentru cei din lume, cât și pentru biserică deopotrivă. De la an la an, păcatul este tot mai prezent și tot mai răspândit pretutindeni în lume și spunem cu mare durere și în biserică. De la an la an, puterea întunericului este tot mai mare și este tot mai răspândită pretutindeni în lumea întreagă și spunem cu încă mai mare durere, este tot mai prezentă și tot mai răspândită și în biserică. Și puterea aceasta tot mai mare a păcatului și a întunericului nu poate fi contracarată decât prin Duhul Sfânt. Spune cuvântul Domnului, Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul Lumii, și tot cuvântul Domnului spune, cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Despre Duhul Sfânt, despre pogorârea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt și despre darul Sfântului Duh, s-au spus de-a lungul veacurilor în biserici, de un fel sau de un altul, nenumărate lucruri. Noi în seara aceasta, în locul acesta, nu vom spune despre toate aceste minunate lucruri și lucrări. Nici ce spun ortodoxii, nici ce spun catolicii, nici ce spun baptiștii, penticostalii, creștinii după Evanghelie, adventiștii sau alții de felul acesta, prin îndurarea Domnului vom spune numai și numai ceea ce este scris aici în Sfânta și în Dumnezeiasca Scriptură. Cuvântul plin de autoritate, plin de curaj, plin de îndrăzneală, pentru că vine din adevărul lui Dumnezeu rostit de Apostolul Petru prin Duhul Sfânt, dinpreună cu ceilalți apostoli, înaintea autorităților mari și însemnate în Israelul din vremea de atunci, autorități care puteau să dea dispoziție și Petru și toți ceilalți apostoli să fie, cum îi zice, sfâșiați în bucăți. Erau primejdie mare de moarte. Și cuvântul începe cu ascultarea și se încheie cu ascultare. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și cel din urmă verset, noi toți suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Tragi de aici concluzia, nu trebuie să fii nici savant și nici teolog, Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor ce ascultă de El. Ascultarea închide ușa satanei și deschide larg ușa Domnului, care intră și îți binecuvântează în chip minunat viața, familia și după aceea și locul de închinare. Neascultarea închide ușa Domnului și deschide larg ușa satanei, care n-așteaptă multe invitații, intră și mai apoi încet și sigur îți nimicește și viața, și familia, și biserica în care te închini, dacă nu suntem toți cu luarea minte și vegheatori și ascultători. Ascultarea te duce în cer și aduce cerul în inima ta, în familia ta și în locul de închinare. Neascultarea te duce în iad și aduce iadul și în inima ta și în casa ta, și mai apoi aduce iadul și în biserică. De exemplu, într-o familie, dacă femeia nu ascultă în Domnul de soțul ei cu toată supunerea, nu are și nu poate să primească Duhul Sfânt.
Pentru că Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai celor ce ascultă de El. Bărbatul, capul femeii, dacă nu stă în ascultare de Hristos, capul oricărui bărbat, nu are și nu poate să primească Duhul Sfânt, afară doar dacă nu se pocăiește de păcatul acesta grozav. Copiii într-o familie, dacă nu stau în ascultare în Domnul de părinții lor, nici ei nu au Duhul Sfânt și nici nu pot să primească Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor ce ascultă de El. Aici în biserică, cei care frecventați mereu și mereu biserică, dacă nu ascultați în Domnul de mai mari biserici și nu le sunteți supuși, nu aveți și nici nu puteți să primiți Duhul Sfânt, afară doar dacă nu vă pocăiți grabnic de păcatul și de fără de legea aceasta grozav. Iar cei care sunt în fruntea acestui popor, slujitorii biserici, dacă nu ascultă de căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică de Iisus, nici ei nu au și nu pot să primească Duhul Sfânt, afară doar dacă nu se pocăiesc grabnic de nevegherea și de păcatul acest. Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor care ascultă de El. Să spunem cu toată adunarea în seara aceasta, în locul acesta, și de aici mai departe cât ne va mai fi dat să trăim pe acest pământ. Să strigăm la Dumnezeu și să spunem, Doamne, noi vrem să Te iubim din toată inima și vrem să slujim prin Duhul Sfânt. Mai apoi să zicem, noi vrem să ne iubim din toată inima unii pe ceilalți și vrem să ne slujim prin Duhul Sfânt. Și mai apoi să spunem tot din toată inima, noi vrem să ne iubim semenii și să le slujim prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor ce ascultă de El. În Ioan, în capitolul al 16-lea, ni se spune cum Domnul, înainte să pătimească pentru noi și înainte să se răstignească pentru noi, pentru păcatele noastre și pentru mântuirea noastră, vorbind ucenicilor mult iubiți, prieteni, dragi, inimii Lui, vorbește și în seara aceasta celor care sunt adevărat ucenici și ucenițe ale Domnului Iisus, celor care sunt cu adevărat iubiți, doriți și prieteni pentru inima Domnului. Și eu îmi doresc ca toți cât suntem în seara aceasta în locul acesta să aparținem nu unei religii și nu unei biserici de un fel sau de un altul, ci să fim cu adevărat între ucenicii și între ucenițele Domnului și prin aceasta între prietenii Lui mult iubiți. Ioan 16, versetul 7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și în versetul al 13-lea, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevăr. Noi ne uităm în cartea aceasta minunată, cartea Faptele Apostolilor, și ne minunăm de faptele de vitejie săvârșite de înaintașii noștri în credință prin Duhul Sfânt. Și mai apoi ne spunem în inimile noastre ce greu le-a fost lor. Dar Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, zice, nu, vouă vă va fi greu, pentru că în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele. Nimeni să nu se înșele și nimeni să nu se lase înșelat. Dacă astăzi vremurile sunt grele și rele, să fiți deplin încredințați că de aici mai departe vremurile vor fi încă mai grele și încă mai rele. Și în dreptul nostru, în dreptul celor cărora ne este dat să trăim, vremurile acestea de pe urmă, generația aceasta, Scriptura spune pentru cei care au urechi de auzit cu da și amin. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, El are să vă călăuzească și pe voi, adică și pe noi, în tot adevăr. Și mai departe zice, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Eu nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva spunând, așa vorbește Domnul.
Fiecare, atunci când vestim oamenilor, semenilor noștri cuvântul Domnului, toți cei care vin aici în altar să vestească Evanghelia, ar trebui să avem această minunată îndrăzneală. Și înainte să vestim cuvântul Domnului, toți să spunem, așa vorbește Domnul. Biblia spune, dacă vorbește cineva, să vorbească, dar să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu-i plac lui Dumnezeu oamenii muți, nu-i place lui Dumnezeu să aibă copii muți, cum nici nouă nu ne-ar plăcea să avem copii muți. Vrem să avem copii care vorbesc, vrem să avem copii care ne înțeleg și care după aceea răspund cuvântului nostru. Tot așa și în ceea ce privește viața noastră de credință, dar dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Eu nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva spunând, Duhul Sfânt mi-a vorbit. Și nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva spunând, așa vorbește Duhul Sfânt. În cea de-a doua parte a versetului acestuia cu numărul 13, Domnul Iisus spune despre Duhul Sfânt, despre Mângâietorul, Duhul Adevărului, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare. Spune aici în Biblie, în Faptele Apostolilor, despre niște frați mult iubiți. Îmi doresc și eu, și în dreptul vostru, și în dreptul tuturor fraților noștri din România și din lumea întreagă, să avem aceeași minunată, sfântă și pilduitoare viață de credință. În timp ce ei posteau și se rugau, Duhul Sfânt le-a vorbit. Să puneți deoparte pe aceștia doi, i-am ales pentru o lucrare. Și mai apoi zice, după ce au postit și s-au rugat, frații aceia au împlinit ceea ce li se vestise prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor ce ascultă de El. Ce minunată este făgăduința care prin Duhul Sfânt ne este și nouă dată. 2000 de ani mai târziu, în ziua cincizecimii, spune în Fapte 2, versetul 39, făgăduința aceasta este pentru voi, este pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, 2000 de ani mai târziu, generația noastră, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Spuneți-le mereu și mereu copiilor și spuneți-le tinerilor, din casele și din adunările noastre. Cuvântul Domnului care spune că în vremurile de pe urmă bătrânii vor avea vis și după aceea tinerii vor avea vedenii. Nu vise și nu vedenii dintre acestea de mărire și de înălțare de sine. Evanghelia prosperității, învățătura aceasta diavolească care distruge viața spirituală a milioane și milioane de oameni an după an. Spuneți-le copiilor și tinerilor din adunare, Dumnezeu a promis în vremurile de pe urmă, îl veți vedea pe Hristos în slavă, cerurile se vor deschide și pe voi, veți vedea slava lui Dumnezeu și îl veți vedea pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, șezând de-a dreapta scaunului de domnie și venind mai apoi pe norii cerurilor cu mare putere, cu mărire și cu slavă dumnezeiască. Ce spun învățători de un fel sau de un alt? În biserici de un fel sau de un altul despre